primul rând, vreau să spun că Edi, până în momentul de față, a făcut lucruri fantastice, toți au spus acest lucru. Mi se pare că toată țara e unită așa în jurul lui, ceea ce mă bucur foarte mult, merită acest lucru. A făcut o echipă națională care suntem toți mândri de ea, indiferent că a ieșit mai repede decât vroiam toți, dar a făcut un spirit care, vorba lor, cu generația de suflet, se potrivește perfect. Cred că e omul cel mai în măsură să continue, în opinia mea. Dar cum la jucători e posibil orice, fiecare își dorește să fie mai bine, el știe cel mai bine. Eu chiar nu mă așteptam să nu rămână, pentru că a făcut o treabă excelentă. Și cred că ar putea să califice echipa și la mondial. Acum, cine va veni, va trebui să o ia de la zero, în opinia mea. Și presiunea va fi mai mare, pentru că rezultatele din ultimele rezultate au fost foarte bune. Chiar dacă cu echipele mari s-a văzut că e o diferență. În rest a scos maxim din echipa națională. Acum, eu am fost ofertat, cred că, de cel puțin trei ori. Odată eram la CFR, odată eram la Dinamo Moscova, odată la Cuban. Niciodată n-a fost să fie. Am zis când mă retrag, sau înainte să mă retrag, ăsta fi visul meu, să antreneze echipa națională. Dar acum, fiind la CFR, abia am semnat contract, iar m-a prins. Poate dacă eram fără contract, cred că eram interesat, nu? Normal. Și cred că ar fi nevoie de un antrenor cu experiență. N-am nimic cu antrenorii tineri, dar nu văd un antrenor tânăr la o echipă națională. Văd un antrenor cu experiență. Nu știu cine e și cum, dacă se va alege. Cu toate că eu în continuare sper, nu cred că s-a făcut oficial ceva, ca Edi să continue pentru că merită și eu zic că echipa națională are nevoie de el acum.